Slăvit și ne rog, dați-i pe Tatăl Ceresc, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Mă gândeam în bancă, așa la o extrană. Vedeți, noi dacă intrăm într-un spital, nu ieșim de acolo doctori. Este așa? Dacă intri într-o secție de poliție, nu ești polițist. Corect? Dacă mă duc la președinție, nu ești de acolo președinte. Foarte corect. Dar este o diferență între Casa lui Dumnezeu și aceste instituții. Dacă intri în Casa lui Dumnezeu, deschizi inima și lași Dumnezeu să lucreze în viața ta, ești transformat în copil al lui Dumnezeu, chiar dacă ai reușit în Casa lui Dumnezeu și încă nu ești copil al lui Dumnezeu. Gândește bine, chiar dacă ai ascultat aceste frumoase cântări, aceste frumoase versuri, cum pleci acasă? Inima ta trebuie să aibă de bucurie. Este o întrebare care trebuie să rezolvi foarte bine, pentru că așa de frumos spune și cântarea, lasă-ți inima pe Domnul Iisus Hristos să laude. Amin? Amin. Cheers.